Salutare! Bine ați revenit la un nou episod Hello Comics, episodul 13, partea a doua, serie ongoing, un catalog, dar am mai găsit și câteva serii noi care am uitat să le arăt în prima parte. Cam acesta e, cred că penultimul episod pe anul ăsta, nu știu cum o să ajungă următoarea rundă de comicsuri cu sărbătorile, da, vedem. Și ia să începem să vă arăt ce am primit. Un DC Connect, catalogul de comicsuri ce urmează a fi publicate de la Marvel. Avem un Superman, serii noi, Trinity Special, ceva special, Beast World, Titan, serie ongoing. Catalogul ăsta e ceva mai subțire decât cel de la Marvel. Da, DC oricum au mai puține serii publicate de obicei. Așa. Un Cowboy Superman. Nu știu ce serii urmăriți voi de la DC, dar eu nu mai urmăresc. Am renunțat la ele. Da, catalogul ăsta tot vine. Deși cred că nu avem niciun Marvel și DC printre reviste. Așa. Ia să vă arăt și seriile care am uitat să le arăt în prima parte. Un Green Tales of Terror Quarterly. Un Grim Tales of Terror Quarterly. Un Grim Tales of Terror Quarterly de la Zenescope. Un Halloween Special. Da, pe stilul lor clasic, horror, și aici avem încă o serie horror, Blood Commandment, de la One Man, nu știu ce scrie acolo, One Man Comics, One Man Art Comics, cred, da, de la Image, ceva imprint. Scrisă de Simon Kudransky, nu am mai citit de la el, nu îmi pare foarte cunoscut, dar artwork-ul este chiar super fain, arată bine. Așa. Acestea au fost cele două serii care nu am uitat să vi le arăt în episodul anterior, în prima parte, și voi trece la seriile ongoing. Spus, nu prea are rost să le arăt în interior, așa că măcar să ne uităm la coperțile astea faine, dacă tot s-o chinui cineva să le facă. Teenage Mutant Ninja Turtles vs. Street Fighter, un Shredder pe prima copertă, pe copertă. Seria este publicată de IDV. Încă un Teenage Mutant Ninja Turtles vs. Street Fighter, numărul 5. Am impresia că e numărul 1, ultimul număr. Mă încurc în povești, copertă care conține, cred că, toate personajele care apar în serie, arată destul de bine. Așa. Un
Teenage Mutant Ninja Turtles, Saturday Morning Adventures, numărul 6, tot de la IDV. Pare că seria asta s-a transformat într-o serie ongoing. Primul volum a fost limitat la 4 numere, parcă, dar a avut destul succes cu el încât să scoată și volumul 2, să publice volumul 2. Creep Show, numărul 2, o colecție de povești horror, The Man with No Eyes, Keep It Down, acesta este volumul 2, volumul 1 a fost publicat anul trecut și mai am încă un număr pe aici, s-a amestecat, numărul 3, Creepshow, Tales of Suspense and Horror, că două povești, arată bine și voi continua cu Walking Dead Deluxe, numărul 74. Aceasta este varianta colorată, dacă bine știți, prima seria originală este alb-negru. Numărul 75, așa să admirați un pic și coperta, nu mai are rost să răsfoiesc în interior. Numărul 76. Nu mai știu exact dacă coperțile s-au păstrat cele originale. Așa, avem aici niște domnițe. Scarlet Couture, The Munich File. Serie destul de interesantă. Așa. Încă un Scarlet Couture, Munich File, numărul 4, cover A. Foarte serioasă, cu pistolul la mână. Așa, Conan the Barbarian, numărul 4. Și iar mai avem încă două numere dintr-o serie. Mary Machine Gun, numărul 3, cu două domnițe periculoase pe copertă. Atenție, mature content, nu-i pentru oricine. Așa, numărul 4. Să închideți ochii dacă vedeți ceva interzis. Dacă n-aveți vârsta care trebuie. Heat Seeker, A Gun Honey Series. Arată super coperta. Hard Case Crime. Așa, bun, cu o copertă chiar super, super faină, The Ribbon Queen, numărul 4, de la Gartenis, deci chiar arată super bine coperta asta. Nu știu exact despre ce e seria, dar parcă nici n-am mai găsit numerele să mi le comand din spate. O domniță dezmățată,
Under Blood Red Moon, numărul 4. Vampirella, Dead Flowers, copertă în stilul caracteristic la revistele cu Vampirella. Ia, interesant și artwork-ul. Așa. Money Shot, numărul 5. Blade Runner 2039, numărul 8, parcă 12 numere în total, cam așa au avut și restul de serii. Tarot Witch of the Black Rose, numărul 142. Rumpus Room, deci coperta asta iară chiar super bine arată. Interesant. Oz Kingdom of the Lost Oz. Nu știu dacă am citit în ordinea care trebuie. Artwork-ul arată destul de bine. Coperta e mai slăbuță, dar chiar super bine desenat. Interesant. Așa. Project Cryptid, numărul 2, de la Hoy Comics. Și mă apropii încet de ultimele două reviste. Night of the Living Dead, Keen. Zombie la putere. Și ultima, Pania, The Mummy Curse, numărul 4. O serie din universul Hellboy. Pertă destul de interesant, așa pe roșu. Cred că acesta este ultimul număr. Așa. Cam acesta a fost episodul Hello Comics, episodul numărul 13, partea a doua, cu seriile ongoing, dar și câteva serii noi și un special. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi video-uri. Salut!